Mie mi-ați promis data trecută când ați venit în emisiune că faceți un spital. Da. Unde e spitalul? Vă arăt acum pe mobil. Mai avem, cred că o săptămână. E gata. Avem spitalul mobil, pentru că nu ne-au lăsat să facem unul fizic. Și avem... Și-ați făcut un mobil. Am făcut unul mobil pe roți și am întrebat AEP-ul. Ponta și-a luat Tesla din banii de subvenție. Știu, da. Avem vreo reținere. Ponta e consilierul dumneavoastră. Nu, m-am întâlnit de mai multe ori, nu i-am dat legitimație de consilier, m-am, nici contract nu i-am făcut, că n-avem, nici prime minister n-avem bani. Așa. L-am întrebat de ce n-a făcut autostrada aia până la Brașov, așa, cum a fost da. Cu Coldea, cum a fost așa, cu ăla, cu ăla, să știu și eu că dacă ajungem... Cu Maior, cu Oprea, da, da, dacă ajungem acolo să fim pregătiți pentru ce va urma, pentru că noi trebuie să vedem pașii următori. Și respectiv am găsit la Baia Mare o firmă, uitați, vă arăt în premieră. Dacă se poate vedea la cameră, așa? Da. Asta e, uite, da. Se vede. La Baia Mare. Așa? Și astea sunt camioanele, avem doctorii pregătiți, asistentele. Trebuie să nu ni se pună piedici, că o să fac foarte ură dacă ni se pun piedici. Și cu caravana asta mobilă vă mergem prin toată țara. Aha. Câți bani ați băgat în caravana asta? 1 milion de euro doar începutul. O să mă coste niște sute de mii de euro în fiecare lună, pentru că ne așteptăm la beneficiari în jurul a 10.000-20.000 de euro. Sunt banii românilor. Și ce asigură ea? Adică... Ecografie, laborator de analize, stomatologie, oftalmologie... cu doctori și asistenți din fiecare domeniu, medicină de familie, interniști, oftalmologi, stomatologi. O să fie o întreagă desfășurare de forță. Noi suntem destul de bine organizați, vom fi bine organizați și la urnele de vot în 2024 pentru cei care se gândesc că o să ne ia voturile.